Durere fără margini pentru o familie din Maramureș. Băiețelul care a murit într-o piscină chiar sub ochii fratelui său a fost înmormântat la doar o zi după ce a împlinit vârsta de 12 ani. Zecile copilași, prietenii de joacă ai micuțului, au fost alături pe ultimul drum în loc să petreacă la aniversarea lui. Părinții acestuia i-au servit pe copilași cu o felie de tort în amintirea băiatului. Acesta a murit după ce a mers la scăldat cu fratele lui și cu alți prieteni la piscina unei pensiuni. Însă, dintr-o dată, micuțului s-a făcut rău. Medicii l-au resuscitat 10 de minute, însă totul a fost în zadar. Acum o familie îndurerată a rămas în urma lui.